La campionat au fost înscriși un număr de 30.000 de câini în cele 10 grupe ale Federației Chinologice Internaționale, cu o prezență din 68 de țări, dintre care 392 de rase au fost arbitrate pe sexe, rase și vârstă. La campionatul mondial de la Milano, care a fost ținut în zilele de 11, 12, 13 și 14 iunie, anul acesta, România s-a prezentat într-un mod deosebit de bine pentru că suntem din toate țările participante, câte sunt pe tot globul. Noi am fost a 20 într-un moment a 21-lea, pe urmă am fost a 28-lea și de data aceasta noi acest campionat mondial ne-a dus mari bucurii pentru că am avut o participare destul de largă, dintre care de la noi din Arad, șase participanți care au fost patru au câștigat titlul supreme. Marea competiție s-a desfășurat la Milano în perioada 10-14 iunie, iar din România au fost înscriși 214 câini care s-au bucurat de un succes inedit, clasând pe locul 27 din 68 de țări. Ne bucurăm foarte mult de acest rezultat minunat și pe lângă el mai sunt încă și alții pe care au fost dintre ei patru câștigători ai Aradului, printre care și domnul Boldor, avem pe Iohana tot la fel câștigătoare cu Yorkshire, avem exemplare deosebite, plus în țară de la noi au fost mai mulți români care au participat și cu românești, care au câștigat și cu alte rase, cu rase deosebite importante. Printre participanții din România am regăsit și câini din Arad, care de asemenea au ocupat locuri bune pentru un campionat mondial.